Intag Media Academy se pregătește să scoată o nouă generație de absolvenți. Acum ucenicii dau examenul cel mai greu cu publicul. Observatorul vă invită să le vedeți reportajele. Locuințe noi și frumoase, dar străzi neasfaltate și noroioase. Toate există în România, în multe dintre cartierele rezidențiale de lângă București. O ploaie e suficientă ca ulițele din zonele cu locuințe noi să devină capcane pentru mașini și oameni. Ceea ce vedeți în imagini este un cartier nou ridicat în Popeștile Ordeni, pe un câmp pe care nu era nimic și de care mai amintesc doar străzile neasfaltate. Dacă locuințele construite aici sunt din secolul 21, ulițele au rămas în urmă, undeva în Evul Mediu. Doar urmele de podcoave au fost înlocuite cu urme de roți. Asfaltarea va mai dura, întrucât infrastructura nu este terminată. Apă, canalizare, neexistând încă o soluție de canalizare în sensul legării acesteia la rețeaua orașului. Până atunci, oamenii locului trebuie să se descurce de unii singuri, chiar și în vremuri mai alunecoase. Păi nu-i făcută, mergem prin noroi, ce să facem? Mergem cu cizmele și cu cizmele, eu stau mai încolo. Sunt îndrăgostit de strada asta. O urăsc! În zeci de localități din jurul capitalei, situația este la fel. După Revoluție s-au ridicat case și blocuri moderne și scumpe. Nu s-au făcut însă și străzi ca în lumea civilizată. Potrivit statisticilor, în tot județul Ilfov există în jur de 750 de kilometri de străzi orășenești. Puțin dacă ne gândim că Bucureștiul are peste 1900, iar județele Maramureș, Constanța și Prahova au aproape dublu. Și voi vă puteți vedea poveștile la Observator. Totul e să urmați cursurile de televiziune de la Intag Media Academy. Continuă înscrierile la cele 4 specializări acreditate: reporter, prezentator TV, editor imagine și cameraman fotoreporter, pe site-ul școlii www.intagmediaacademy.ro. Școala vă așteaptă în studiourile sale între profesioniștii media din România.